15 martie 1960. Catehizarea a luat sfârșit. Botezul are loc așa cum stabilisem. Părintele Mina alege momentul pe care îl socotește cel mai potrivit, la întoarcerea de la aer, când caraliei sunt mai ocupați, când agitația e maximă. Vin la patul meu și cei doi preoți greco-catolici și nașul de botez, Emanuel Vidrașcu, fost avocat și profesor, bun cunoscător de latină și greacă, trimis în judecată pentru a fi redactat ordinul de zi, vă ordon trece sprutul. Doi dintre deținuți, complici, trec în dreptul vizetei s-o astupe. La repezeală, dar cu acea iscusință preoțească, unde iuțeala nu stânjenește dicția deslușită, părintele Mina rostește cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu semnul crucii, îmi toarnă pe cap și pe umeri tot conținutul ibricului Bond și mă botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Despovedit, m-am spovedit sumar, botezul șterge toate păcatele. Mă nasc din nou, din apă vermănoasă și din duh rapid. Trecem apoi, oarecum liniștiți, oarecum ușurați, la patul uneia dintre preoții greco-catolici și acolo recit crezul ortodox, după cum fusese stabilit. Reînnoiesc făgăduința de a nu uita că am fost botezat sub pecetea ecumenismului. Gata. Botezul în asemenea împrejurări e perfect valabil și fără cufundare și fără mirungere. Ritmul intens al celulei numărul 18 ne înșfacă imediat. Părinții greco-catolici sunt de serviciu pe cameră. Părintele Mina are de spălat o cămașă. Doctorul Sergiu al George ne convoacă. Vreo câțiva stăm înghesuiți pe marginea patului său, alții pe a patului din față. Se vorbește în continuare despre teoria actului și astăzi mie îmi revine a vorbi despre actul de creație la Proust. Victor Hugo a spus: e nevoie ca iarba să crească și copiii să moară. Iar eu spun că legea inexorabilă a artei este ca indivizii să moară și ca noi înșine să murim, epuizând toate suferințele, ca să crească nu iarba uitării, ci a vieții veșnice, iarba stufoasă a operelor fecunde, pe care generațiile vor veni să-și ia pline de veselie, fără a se sinchisi de cei de desubt, dejunul pe iarbă. Experiența mistică este o experiență nemijlocită a eternității. Experiența ca structură temporală în care se situează scriitorul în momentul în care el e vizitat de eternitate, e o experiență temporală ca temporalizare a eternității. Întruparea lui Dumnezeu ca om are drept efect întruparea eternității ca timp, un alt fel de timp. Ceea ce aduce nou Hristos, această raportare față de timpul determinat, este distanța față de El. Faptul că pot să dezvolt o atenție și deci o distanță față de temporalitatea mea determinată, abia aceasta mă face să fiu într-o așezare creștină, numai revocând acest timp determinat, evident, în același fel, fiind, asumându-mi un timp al nedeterminării, un timp al libertății, care este suspendat. Se întreabă mulți prin închisori și în critica literară: unde e Dumnezeu în opera lui Proust? Unde e? Să vă spun eu unde e. Nu e la cutare pagină, pentru că Proust nu este teolog. Nu e nicăieri. E pretutindeni, ca și în lume. Mă încercaseră chinurile dragostei pentru Gilbert, pentru doamna Germant, pentru Albertin, pe rând. Tot pe rând le și uitasem. Și numai dragostea consacrată unor ființe diferite fusese durabilă. O carte este un vast cimitir, în care pe cele mai multe dintre morminte nu mai poți descifra numele șterse. Uneori, dimpotrivă, îți amintești foarte bine numele, dar fără să-ți dai seama dacă ceva din ființa care îl purta
supraviețuiește în paginile cărții. Fata aceea, cu ochii duși în vârful capului și cu vocea tărăgănată, este ea oare aici? Și dacă într-adevăr odihnește aici, în ce parte? Nu se mai știe. Și cum o să o găsești sub flori? Dacă gândul morții îmi întunecase pe atunci dragostea, încă de multă vreme amintirea dragostei m-a ajutat să nu mă tem de moarte. Căci înțelegeam că faptul de a muri nu este ceva nou, ci dimpotrivă. Începând încă din copilărie, murisem de mai multe ori. Ca să luăm perioada cea mai puțin îndepărtată, oare nu țineam la Albertin mai mult decât la propria viață? Puteam eu atunci concepe făptura mea, fără ca ea să continue să o iubească pe Albertin? Or, eu nu o mai iubeam. Eram nu ființa care o iubea, ci o făptură diferită care nu o iubea. Încetasem să o iubesc când devenisem altul. Cu toate acestea, cât de indiferent îmi era acum că n-o mai iubesc. Aceste morți succesive, atât de temute de euul pe care trebuiau să-l nimicească, atât de indiferente, atât de odihnitoare odată împlinite, și când cel ce se temuse de ele nu mai exista ca să le simtă, mă făcuseră să înțeleg de la un timp cât de puțin înțelept ar fi să mă înspăimânte moartea. Problema fundamentală a căutării timpului pierdut și a regăsirii lui nu este aceea a reamintirii a idoma, a reproducerii trecutului, ci aceea a uitării. Ce valoare are uitarea? Dacă uitarea este totală, înseamnă că avem de-a face cu o moarte absolută. Dacă însă trecutul moare și acceptă să moară, el poate să reînvie altfel de cum a fost. Deci asta este învățătura pe care Hristos ne-o transmite, și anume de a nu considera moartea ca o fatalitate, ca ceva în raport cu care trebuie să ne comportăm printr-o singură modalitate de reproducere, nu? De reanimare, de resuscitare, așa cum e cazul lui Lazar, ci să vedem în moarte o șansă, nu? Șansa Paștelui, nu? Șansa unui pasaj, nu către un dincolo, nu? Și aici e cel mai important lucru de reținut, nu? Ci șansa de a rămâne în pasaj. Pentru că trebuie să rămânem în Paște. Asta este soluția. Nu să regăsim viața noastră pierdută, tinerețea noastră pierdută, copilăria noastră pierdută, locurile noastre pierdute, nu? Ci atunci când revenim pe locurile copilăriei noastre sau în timpul copilăriei noastre, bucuria pe care o resimțim nu este aceea a reproducerii experiențelor noastre trecute, ci a ceva care ni se dă într-un chip nelămurit, pentru că dincolo de puterea noastră de înțelegere. Ființa ce renăscuse în mine se hrănește numai cu esența lucrurilor și numai ea își găsește subzistența, desfătările. Ea îl încezește dacă cercetează prezentul în care simțurile sale nu i-o pot crea, scrutând trecutul pe care mintea îl seacă în așteptarea unui viitor pe care voința îl clădește cu fragmente ale prezentului și trecutului, cărora le mai sustrage o parte din realitate. Păstrând doar ceea ce este de folos scopului utilitar strict uman pe care li-l atribuie. Dar, de îndată ce un zgomot auzit, un miros respirat altădată, se alcătuiesc din nou, simultan în prezent și trecut, reale fără să fie actuale, ideale fără să fie abstracte, esența permanentă și de obicei ascunsă a lucrurilor este eliberată. Și euul nostru cel adevărat, care părea uneori de multă vreme mort, însă nu era cu totul, se trezește, se însuflețește, primind hrana cerească ce este oferită. La Biserica Capra, așezată mai spre oraș, se duceau duminica și de sărbători aproape toți, măcar prin prejur.
ca proprietar de fabrică și la poftirea preotului Mărculescu, mergeau și părinții mei. Biserica, lipsită de orice frumusețe, dar încăpătoare, avea clopote cu bătăi prelungi, cu dangăt grav, în contrast cu modicitatea locului, bătând des, insidios și nobil. Ele, pe care le auzeam limpede, cu toate că se aflau departe de fabrică, ele au constituit fundalul sonor al anilor mei din tâi. Binecuvântat fie Sfântul Paulin de Nola, inițiatorul folosirii clopotelor în biserici. Îmi place să-mi aduc aminte, bunăoară, de felul în care unul dintre cunoscuții literaturii române, mă gândesc la Nicolae Steinhardt și la Jurnalul Fericirii, a înțeles să asume această nouă așezare, care pune scriitura într-o postură destul de neașteptată în raport cu acest interval între prezent și trecut, pentru că Părintele Steinhardt nu a conceput Jurnalul Fericirii ca un fel de rememorare a idoma a experiențelor trecute. Nu e vorba, deci, de un fel de a readuce în prezent toate amintirile lui din copilărie, din închisoare, etc. De altfel, în Jurnalul Fericirii se face o foarte marcată diferență între, să zicem, acele pasaje care țin, am putea spune, de aceste structuri revelate, nu? Care constituie substanța Jurnalului Fericirii, și celelalte care sunt pur și simplu reluarea unor experiențe trecute, de regulă sunt cele care se referă la vacarmul din închisoare și sunt puse sub rubrica Boogie Member Rag. Tocmai pentru a face diferența cu restul textului, care uneori ne atrage atenția asupra acestei suspendări în care el însuși se găsea în momentul în care făcea legătura între o experiență prezentă și, de exemplu, clopotele bisericii Capra, nu, din copilărie, care veneau pur și simplu în minte printr-o memorie involuntară, am putea spune într-un sens prustian, făcând un cuplu care, în mod, din punctul de vedere al inteligibilului și al unei, a unui sens determinat, n-aveau niciun fel de legătură, practic. Nu? Deci e vorba de accidente, de asocieri, de cupluri, nu? Între o experiență trecută și una prezentă, care fac sens altfel decât cel pe care noi îl știm, decât cel pe care îl putem determina și cunoaște. E un fel de deschidere spre un sens care ne depășește și care ține, ca să spunem așa, într-un mod mai clasic, de destinalitatea unei persoane. O destinalitate neașteptată, dar în același timp, din când în când, manifestă. Și m-am gândit adesea cât de mult se aseamănă acest tip de așezare în timp sau între prezent și trecut, mai bine zis, în acest interval a părintelui Steinhardt și cu experiența prustiană a timpului regăsit. De aceea poate că ar fi bine să lămurim, să clarificăm Jurnalul Fericirii retroactiv vis-a-vis de experiența prustiană a timpului, pentru că mi se pare a fi identice, nu întâmplător, părintele Steinhardt citează de multe ori și invocă pe Proust. Un Proust, însă, tare mă tem, foarte de multe ori prost cunoscut și prost restituit, inclusiv de criticii literari. Conversația mea cu Gilbert fu întreruptă de vocea care tocmai țâșnea a actriței. Anunțarea unor poezii pe care aproape toată lumea le cunoștea făcuse plăcere. Dar când, înainte de a începe, Rachel fu văzută căutând cu ochii prin toate părțile, cu un aer rătăcit, ridicând mâinile într-o implorare și scoțând un vaiet la fiecare cuvânt, toată lumea se simți stingherită, aproape scandalizată de această exhibare de sentimente. Ducesa de Guermont simți ușoara ezitare, exclamă: "Admirabil!" și dădu semnalul aplauzelor. Rachel, care le cunoștea acum pe doamnele din înalta societate și le imita fără să-și dea seama, răspunse: "Oh, sunt foarte măgulită de aprecierea dumneavoastră." Prietenul lui Bloch o întrebă ce părere are despre Berma.
Nu spun că este lipsită de talent, dar de mult publicului nu-i place deloc ce face ea. Nu spune prea bine versurile, se încumetă prietenului Bloch, ca să o măgulească pe Rachel, care răspunse: N-a știut niciodată să spună niciun vers. Este proză, limba chineză, volapuc, orice, numai versuri nu. Derma era, cum se spune, de 100 de ori mai bună decât Rachel. Iar timpul, scoțând-o în evidență în același moment cu Elstir, supralicitase o mediocritate și consacrase un geniu. Acolo, în grădina casei de Guermont, resimțeam oarecare tulburare. Pe acești oameni îi cunoscusem în viața lor de zi cu zi. Aceștia erau verdureni, ducele de Guermont, cotarzii. Fiecare dintre ei îmi păruse la fel de comun cum îi păruse bunicii mele acel Bazin, de care n-avea habar că era nepotul adorat, tânărul erou delicios al doamnei de Beausargent. Fiecare dintre ei mi se păruse insipid. Îmi aminteam nenumăratele vulgarități din care era alcătuit fiecare. Îi vedeam plimbându-se acolo, în grădină, ca într-un teatru de marionete. Păpuși tremurătoare, marionete scăldându-se în culorile imateriale ale anilor, păpuși exteriorizând timpul. Timpul, care de obicei nu se vede și care, pentru a deveni vizibil, caută trupuri și pretutindeni unde le întâlnește, pune stăpânire pe ele ca să îndrepte asupra lor lanterna lui magică. O doamnă vroia să plece, căci avea și alte matineuri și trebuia să ia o gustare cu două regine. Era vestita cocotă a societății înalte pe care o cunoscusem odinioară, prințesa Nassau. O salutai, mă recunoscu. Îmi strânse mâna și mă fixă cu pupilele sale rotunde, cu aerul care voia să spună: ce multe de când nu ne-am văzut, vom vorbi despre asta altă dată. Îmi strânse mâna cu putere, fără să-și amintească exact dacă într-o seară, când mă aducea de la ducesa de Guermont, se petrecuse sau nu o aventură între noi. Părăsindu-mă, se deplasă spre ieșirea din grădină, pentru ca nimeni să nu se deranjeze pentru ea. La capătul aleii crezui că merge în pas alergător, gonea, într-adevăr, către mormânt. Dacă noi vom relua trecutul aidoma în prezent, reproducându-l, asta este ceea ce se numește a fi o reproducere, pur și simplu, un act de mimesis, nu? Pe care eu l-aș compara, teologic vorbind, dacă este revenim la Evanghelii, cu învierea lui Lazar. Lazar a murit, nu? Am putea spune a intrat în uitare, nu? Și Iisus vine și îl resuscită. Nu îl învie, în sensul apocaliptic și escatologic al cuvântului, nu? Ci îl readuce la o viață la fel de muritoare ca cea de dinainte. Nu? Deci un fel de a fi adus din trecut în prezent ca reproducere. Nu? Pentru că Lazar, cum știm, a murit. Deci acesta este un tip de reamintire, mai bine zis de amintire, nu? Care n-are nimic de a face nici cu experiența hristică a învierii și nici cu, să spunem, adevărata literatură care face din reamintire tema majoră. Nu? Jurnalul Fericirii este o asemenea așezare vis-a-vis de timp, nu? Un fel de reamintire, nu? De resemnificare a trecutului, după cum și toată opera lui Proust este un jurnal, nu? Al propriilor sale experiențe. La drept vorbind, ființa din mine, care gusta atunci această impresie, o savura în ceea ce ea avea comun între o zi de odinioară și acum, în ceea ce ea avea extratemporal. Fiind vorba de o ființă ce nu apărea decât atunci când, printr-una din acele identități între prezent și trecut, putea să se afle singurul mediu unde îi se îngăduia să trăiască, să se bucure de esența lucrurilor, adică în afara timpului. Gherla, mai 1963. Era tare frig în celula 25, și în noaptea aceea sunt dăruit cu un vis miraculos, o vedenie.
nu-L văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare, și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile. E o fericire totală și înlătură totul. Sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină, sunt în lumină și exult. Știu că va dura veșnic, e un perpetuum immobile. Eu sunt, îmi vorbește lumina, dar nu prin cuvinte, ci prin transmisiunea gândului. Eu sunt și înțeleg prin intelect și pe calea simțirii, înțeleg că e Domnul și că sunt în lăuntru luminii taborului, că nu numai o văd, ci și vețuiesc în mijlocul ei. Din acest punct de vedere, a spune că atât Jurnalul Fericirii, cât și Timpul regăsit al lui Proust țin de al doilea sens al anamnezei, nu? Care este învierea Domnului, nu? Și care înseamnă că, să spunem, locul sau nelocul unde are loc această înviere se situează undeva între trecut și prezent, între viață și moarte, între viața muritoare și moartea acestei vieți, nu? Pentru că Iisus se situează undeva dincolo de viață și moarte. El este, are putere și asupra vieții și asupra morții. Deci, așa cum despre reamintire putem vorbi în termen grecești ca anamneză, tot așa despre înviere, în aceeași termen grecești, putem vorbi ca anastasis. Deci există o dublă negație aici, care, încă o dată, nu e o dublă negație formală. Nu revenim la trecut așa cum a fost el, ci rămânem cumva suspendați în acest interval, nu? În această frontieră, am putea spune, între prezent și trecut, unde are loc evenimentul învierii și unde are loc orice fapt creativ, inclusiv de ordin literar. Ideea morții se instală definitiv în minte, așa cum face dragostea. Nu pentru că mi-ar fi fost dragă moartea, o uram, dar după ce mă gândisem desigur la ea din când în când, ca la o femeie pe care încă nu o iubești, acum gândul la ea se lipea de stratul cel mai profund al creierului. Și atât de deplin, că nu puteam să mă ocup de un lucru fără să treacă mai întâi prin ideea morții. Și chiar dacă nu mă ocupam de nimic și rămâneam într-un repaus total, gândul la moarte îmi ținea o tovărășie la fel de permanentă ca și ideea eului meu.